în ziua de 12 august 2018. Vino împreună cu familia să petreceți o zi de odihnă în sânul naturii, cu aroma plăcintelor de tot felul, dar și savurând din bogăția culturală a neamului. Vă invităm cu mare drag în satul Șolcane, raionul Soroca, la festivalul concurs regional de tradiții și obiceiuri populare La cuptorul cu plăcinte, ediția a treia, organizat de către Ministerul Culturii al Republicii Moldova, Centrul Național de Conservare și Promovare a Patrimoniului Cultural Imaterial, Consiliul Raional și Secția Cultură și Turism Soroca, în frunte cu Primăria Comunei Șolcan. Programul nostru va începe la ora 10, cu parada Portului Popular, expoziția meșterilor populari, masterclass și degustarea plăcintelor la gura cuptorului, concursul celor mai faimoase ansambluri folclorice din țară și de peste hotare, precum ansamblul Busuioc din satul Șolcani, Băcițele, satul Căinarii Vechi, Țărâncuța de la Rublenița, Frunze de Dor de la Pârlița, La Izvoare, satul Vărâncău, Floare de Noroc, Volovița, Țărâncuța de la Parcani, Țărâncuța din satul Vădeni, La Umbra Stejarului, satul Terebna, raionul Iedineț, ansamblul Vatra, satul Crișcăuț, raionul Dăndușeni, Comoara satului de la Mateuț, raionul Rezina, Țărâncuțele, satul Florițoaia Veche, raionul Ungheni, Doina Răutului, satul Gura Căinarului, raionul Florești, Liliacul, satul Căzănești, raionul Telenești. În recital, ansamblul Doina Costeștilor, comuna Răchiți, județul Botoșani, România, și ansamblul etnofolcloric Surorile Osoianu. Vă așteptăm cu mult drag!